ploaia ta la Peniel. Să cadă ploaia ta, revarsă-ți dragostea. Să cadă ploaia ta la Peniel. Dimineața! Bine ați venit la conferința Peniel 2015. Pentru aceia care sunteți pe internet sau încă nu, vreau să vă spun și vouă bun venit la conferință pe aceste unde. Conferința a început deja. Poate că o să avem timp să vedeți ce se întâmplă deja la Peniel, în Biserica Speranța din Cluj. A început maratonul de necurmată laudă, adorare, rugăciune, citirea Scripturii pentru toate cele 30 și ceva de ore cât vom sta la Cluj în aceste două zile de conferință. Poate o să vedem, cei care sunteți acasă și aveți acces la internet, puteți să vedeți Biserica Speranța Cluj, Biserica Pentecostală, transmite live acest maraton de necurmată laudă și adorare. Sunt acolo vreo 10 formații, din câte știam eu ultima dată, care vor cânta, se vor ruga în permanență pentru ca Dumnezeu să lucreze în conferința aceasta, să binecuvinteze Clujul, să binecuvinteze România și să cumva să penetreze lumea spirituală cu rugăciunea lor, astfel încât noi de aici și alții care ne urmăresc pe internet să beneficieze de ceea ce Dumnezeu vrea să le ofere în aceste două zile de conferință. Mulțumesc că ați venit și voi! A fost, cred că, o alegere complicată pentru unii. Oferta micilor de 1 și 2 mai i-a dus pe unii departe, arbă verde, și e bine că multe biserici evanghelice din țară își fac timp ca măcar cu această ocazie să stăruiască și împărtășia frățească, așa că nu-i condamnăm. Dar pe voi vă felicit într-un mod special pentru că ați ales să nu mergeți de arbă verde, ci să veniți la Peniel cu acest prilej. Eu am mare plăcere pentru voi și chiar spuneam fraților mei că voi sunteți deosebiți. Ați plătit prețul, ați renunțat la iarbă verde să veniți aici, de asemenea ați plătit și un preț financiar ca să veniți aici, unii de foarte departe. Avem participanți chiar de la Moscova cu noi aici. Vă dați seama câți kilometri au venit special să fie cu noi în dimineața aceasta la Peniel. Alții au venit din Republica Moldova. Alții au venit tocmai de la Constanța, deci vă dați seama, sute de kilometri, București, așa că e un preț, e un preț pe care l-ați plătit și apreciez mult acest preț pe care ați fost gata să-l faceți pentru acest eveniment. Îmi spune mie lucrul acesta că sunteți oameni aleși, oameni care ați venit cu așteptări mari de la Dumnezeu, pentru că la această sărbătoare vreau să știți că pe Iisus Hristos sărbătorim, El e centrul sărbătorii noastre. Nu e doar o ocazie când noi marcăm 20 de ani de la începutul misiunii Peniel în România, dar e în mod deosebit ocazia când noi îl celebrăm pe Iisus Mântuitorul. El rămâne în centrul atenției noastre totdeauna și astăzi este șef la Peniel Iisus Hristos. Pe El îl binevenim în această dimineață. Acum, înainte să începem, vreau să spun un anunț în limba engleză, că sunt aici vorbitor doar de limba engleză, și să mă scuzați cei care chiar nu înțelegeți, dar mă îndoiesc. If there are only English-speaking people in the room and they need the translation, in the, that part, please, you go there, but first of all, pass by those two guys there behind the computer and you will get a headphone. A headphone, you go get those, and then if you want to move in that part of the platform, you'll hear translation right away. And it's gonna be fine. Și acum o surpriză pentru noi. În dimineața aceasta avem un pastor, de fapt singurul pastor român care acum 20 de ani a crezut în ceea ce va deveni sau nu știu, a bănuit sau cel puțin a crezut în noi ca și
tineri, când am început prima tabără pe Niel, în județul Bistă-Năsăud, pe malul lacului Colibița. În vremea aceea, poate nu vă vine să credeți, era interzis cumva în zona Ardealului de Nord să mergem într-o tabără creștină. Pentru că frații nu înțelegeau că poți să fii creștin și să mergi în tabără. Asociau ideea de tabără doar cu distracția. Și nouă ne-a fost greu, ca la vârsta aceea aveam doar 21 de ani, să chemăm pastori români să vină să predice la acea tabără. Dar unul singur am găsit în zona noastră. Acum 20 de ani, un pastor baptist, fratele Nicu Mânzat, care a revenit la Peniel după 20 de ani. Spunem bun venit și îl invităm în față. Poftiți, vă rog frumos, în față pe partea aceasta și să ne spună un scurt mesaj și apoi să se roage pentru conferința aceasta cum a făcut acum 20 de ani pentru prima tabără. Și apoi, după ce ne rugăm, o să invităm pe cei de la Peniel Band să ne conducă într-un timp de închinare în cinsta Domnului și apoi mergem mai departe. Frate Nicu, bine ați revenit la Peniel. Ce pot să spun, este o mare cinste pentru mine și vreau să vă spun că n-am de gând să spun multe, doar început, așa cum spunea fratele Oli. Acum 20 de ani am crezut din toată inima. Atunci când Oli și George i-am vizitat la institut și au fost colegi cu Cecilia Mânzat acolo, mi-au inspirat ceva cu totul deosebit. Și cred că ei se pregăteau pentru graduare. Și dacă Dumnezeu le-a dat viziunea să înceapă această acțiune, face parte Penielul fața lui Dumnezeu din marea trimitere, care ei au aplicat-o și au simplificat-o într-un fel foarte interesant în ceea ce s-a desfășurat timp de 20 de ani. Eu am venit aici, dragii mei, și mulțumesc lui Oli că îmi oferă acest prilej să mai înalț o rugăciune ca acum 20 de ani, pentru că știu că atunci rugăciunea a fost de mare valoare. Așa puțin, dacă pot să vă prezint, viziunea lor s-a încadrat, eu așa am înțeles, că atât Oli cât și George și toți colegii și au fost în casă la noi de multe ori, am avut părtășie, ne-am rugat împreună și au împărtășit viziunea și am zis, merită să susținem aceasta și am format și m-am bucurat că și fratele Gredi și-a adus aminte și de familia care a pregătit pentru prima tabără, pentru prima dată a pregătit mâncarea și totul așa ca să fie o atmosferă plăcută. Viziunea lor s-a bazat pe faptul că Daniel spune cei înțelepți erau la aproape de terminarea institutului și vreau să facă parte din cei înțelepți. Și felicit astăzi că văd că după 20 de ani cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. E ceea ce vă ofer vouă începutului de atunci și ce a urmat, am văzut că s-a împlinit acest cuvânt. Ce vreau să spun în două cuvinte aici, că vin să particip la o comemorare, să zic, de acum 20 de ani, a începutului unor începuturi. Începutul unor începuturi. De ce? Începuturile au fost foarte multe. Dacă s-ar scrie tot în 20 de ani ce a lucrat Dumnezeu și câte începuturi au fost. Începuturi au fost cele mai importante, au fost în viața personală. Am avut tineri care i-am dus la Peniel, au venit de la Peniel și i-am așteptat cu atâta drag în biserici și ne-au adus un suflu, ne-au adus un început, orice întoarcere a tinerilor de la Peniel, oriunde a fost, Colibița, eu știu, în județul Maramureș sau oriunde am fost cu ei, de acolo au venit cu o nouă notă, ne-au adus cântări, noi vrem Rusalii, ne-au adus cântări, este un munte, dincolo de munte, ce vine și parcă râul acela, noi intrăm în el, notăm în el și ne-am simțit așa alături de voi, parcă și acum aș nota alături de voi ca să trăiesc acelea evenimente. A fost un început, pentru că Dumnezeu avea în plan
alte începuturi de viață schimbată, de viață dedicată pentru Dumnezeu. Momentul puțin mai dramatic a fost prima dată când noi am pregătit un cort așa foarte rudimentar și a venit vântul. Eram așezați alte corturi și a venit un vânt puternic și ne-a luat cortul. Dar noi, ca să nu lăsăm cortul, ne-am agățat de barele de cort și stăteam așa și la un moment dat am văzut că ne ridică și pe noi. Ne saltă cu cort cu tot. Și atunci Oli a avut o idee. Să întindem mâinile spre norii și ploaia care acolo n-avea prea mult succes ploaia. În ce sens? Dacă ploua un ceas, două și era vânt, nu știu cât să ridica apa în lacul Colibița. Dar dacă, Doamne, Tu iei norii ăștia și duci undeva pe grădini, pe straturi, la ceapă și la usturoi și la toate care sunt puse în pământ și cartofi și așa mai departe, câștigul Tău, Doamne, e mai mare. Și am stat toți cu mâinile ridicate ca să se ducă norii. Știți că dacă ai zice muntelui, du-te și aruncă-te în mare, se duce, spunea Domnul Iisus. Așa s-a întâmplat când a văzut că norii o iau frumos, se duc la o parte și noi rămânem fără furtună, fără ploaie. Ba unul dintre ai noștri era cu o saltea undeva și aproape l-a răsturnat în apă, pericol de necare acolo, dar Dumnezeu a fost Cel care a salvat. Acum, eu vreau să felicit pe cei care s-au ocupat. Noi am avut un început. Meritul nostru este mic, nesemnificativ. Vreau să vă spun cu modestie în suflet. Am crezut și doar credința a fost aceea care ne-a săltat și pe ei a ajutat să meargă înainte. După Colibița am văzut și alte experiențe minunate care Dumnezeu le-a făcut. Oriunde am dus, am fost dintre cei care cu microbusul duceam tinerii, îi aduceam, era frumos, atâtea pericole și probleme. Mă opresc aici, dorindu-vă în continuare. Eu sunt un păstor care am sărbătorit 40 de ani de la absolvirea seminarului. Oli, dragă, mai aveți 20. Mai aveți 20. Dacă până acum sunt 20, ca să împliniți cifra asta de 40 de ani, parcă aș vrea să vă văd peste 20 de ani. O să-mi permiteți? O să ne mai primiți atunci? Poate atunci, peste 20 de ani, vom veni la Peniel așa, puțin cu bastonul. Ne mai primiți atunci? Nu mai venim. Dacă da, o să ne primiți, sigur că da. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și mult, mult succes în continuare, vieți schimbate și acel început, care a fost începutul multor începuturi de viață nouă, să continue pentru voi și pentru noi toți. La Peniel, vă ridicați în picioare pentru rugăciune? Doamne, cuvintele noastre, mărturisim, sunt sărace, n-au ce spune mult, dar vreau să îți spun ceva din inima mea, care a bătut exact așa ca acum 20 de ani, bate și acum, o inimă care ți-am predat-o alături de tineri, o inimă care am spus, da, se merită cu Hristos, Cel care aduce fața lui Dumnezeu și pe El, dacă aduce fața lui Dumnezeu, știu că peste multe vieți Tu ai adus această față. A trecut pe Hristos Domnul, mântuirea care a fost adusă și cer în continuare o binecuvântare specială pentru această zi și ziua de mâine. Cer, Doamne, într-o formă specială să-i binecuvintezi. Ei celebrează, ei sărbătoresc și noi cu ei. Fă, Doamne, această sărbătoare toată să-ți fie închinată Ție. O punem la picioarele Tale și inima noastră o punem împreună cu cântarea, împreună cu cuvântul, împreună cu tinerii, cu oamenii. Și apoi, Doamne, de la această sărbătoare vrem ca toți tinerii care au venit aici și încă n-au o viață schimbată, Doamne, ajută-i să se întoarcă acasă schimbați după fața Ta.
fața ta de Dumnezeu, fața ta minunată, să fie aceea care să schimbe viața lor și apoi numele tău să fie proslăvit, Evanghelia să propășească, marea viziune să fie împlinită pentru ei, pentru țara noastră, pentru misiunile care țara noastră le are în multe țări din jurul, din lumea aceasta. Și apoi, fă, Doamne Iisuse, ca harul tău binecuvântat să însoțească fiecare vorbitor, să aducă mesajul tău binecuvântat, plin de autoritate și de tărie. Ne-ai spus, Doamne, și ai spus ucenicilor, nu plecați din Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Doamne, nu plecăm din minutul acesta pentru celebrarea de aceste două zile fără puterea ta. Puterea ta să vină, să ne nobileze și să vină peste ființa noastră prin Duhul tău cel Sfânt. Cred că vei face lucrul acesta și îți și mulțumim. Amin. Mulțumim, fiți binecuvântat. Ne bucurăm să vedem oameni în vârstă ca și dumneavoastră alături de noi, de generația aceasta. Domnul să vă dea sănătate și o viață lungă și veșnică. N-am fost cel mai cuminte băiat, dar întotdeauna consider că am fost respectuos. Vreau să vă salut respectuos pe toți și ca să nu greșesc, mai înainte de a vă saluta, vreau să vă întreb ceva. Aveți curaj să ridicați mâna cei care sunteți ortodoxi aici? Sunt ortodoxi cu noi. Sunt. Bine ați venit la Peniel. Catolici? Sunt catolici cu noi? Dacă se aplaudă, probabil că sunt. Eu nu văd prea bine din cauza reflectoarelor, dar bun, mă bucur că ați venit. Reformați, suntem la Coloșvar. Reformați sunt? Vedeți vreunul prin sală? Nu aplaudați dacă nu-l vedeți. Bun, hai să venim mai aproape. Pentecostali sunt? Oh. Fiți binecuvântați, baptiști? Sunt baptiști? Hai mă, sus mâna. Nu vă fie rușine. Ne bucurăm că ați venit la Peniel. Bun, probabil ar putea continua lista, însă independent sunt. Cine e independent? Adică nu fără prietenă, mă. Independent, adică în biserică independentă, carismatici, da? Hai, sunt aici cu noi carismatici, mâna sus, dai, vedem. Sunt câțiva. Bun. Vreau să vă salut pe toți și am căutat să văd cine este aici ca să pot rosti cel mai potrivit salut pentru noi toți ca să nu fie jignit nimeni, da? Bun. Hristos a înviat. Am o cască în ureche. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Foarte bine. Știți că în sălile acestea se strigă mult. Așa că mai ales lucrurile de genul acesta trebuie rostite cu autoritate, cu toată credința și convingerea. Bun, acum spune celui de lângă tine: Hristos a înviat. Asigură-te că îți răspunde, da? I-am scris la un de Paști, am scris la un prieten ateu. I-am spus: Hristos a înviat. Și a spus: da. Dar măcar a zis da. Oricum, binecuvintează-l pe cel de lângă tine. Din Biblie citesc. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit David când a zis: sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Versetul 32 din Fapte, capitolul 2. Spune: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Amin? Amin? Martorii să spună amin. Așa. Versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel și toți cei care au venit la Peniel și tot Clujul și România întreagă, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit și noi l-am răstignit omenirea. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Asta e un lucru care trebuie să stârnească bucuria noastră, speranța noastră în dimineața aceasta. Ultimul verset pe care îl citesc, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Și întrebarea aceasta vreau să
Eu pui celui de lângă tine în această dimineață. Ce să facem? El este Hristos, a înviat dintre cei morți. Întreabă pe cel de lângă tine, ce-i de făcut în dimineața aceasta? Ce să facem? Și vezi ce spune? Poate zice, ridică o mână și laudă-l. Poate zice, deschide gura și cântă din toată inima. Nu știu ce-ți va zice, dar în această dimineață, cu siguranță, pentru că El este Hristos și Domn, haideți să ne deschidem inimile și să lăudăm pe Domnul nostru, pentru că El merită toată lauda, cinstea, închinarea noastră. Iisus Hristos este veșnic, domnește veșnic și toți vor ști că El e Domn. Al Său nume puternic, răscumpărați, îl înălțăm. Cine este răscumpărat? Mâna sus. Dacă nu ești răscumpărat, în această zi este șansa ta. Hristos este aici, numele Lui se înalță și este glorificat, cântăm împreună, da? Haideți să glorificăm cu palmele noastre, cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce suntem în această zi, înălțăm pe Domnul Iisus Hristos, trăiește veșnic, lauda este a Lui. Aceasta. Iisus domnește veșnic și toți vor ști că El e Domn. Al Său nume puternic, răscumpărați-L înălțăm. Spune-mi împreună! Eu știu că Domnul meu e viu și trăiesc prin jertfa Lui. El trăiește, Domnul meu e viu. Zi de zi, zi de zi vă spune tuturor, Iisus e calea către cer. El trăiește, Domnul meu e ceruri, și locul nostru s-a jertfit, ne-a dat victoria nouă, răscumpărați-L înălțăm. Spune-mi împreună! Eu știu că Domnul meu e viu și azi trăiesc prin jertfa Lui. El trăiește, Domnul meu e viu. Zi de zi, zi de zi voi spune cu mine. Iisus e viu, Iisus e viu, să cânte și cel de lângă tine. Iisus e viu, 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 Iisus e viu. Hai să spunem toți împreună, Iisus e viu. Știu că Domnul meu e viu și azi trăiesc prin jertfa Lui. El trăiește, Domnul meu e viu. Zi de zi, zi de zi vă spune tuturor, Iisus e calea
cer, El trăiește, Domnul meu e viu. Da, eu știu, haideți mai voi cu ochii voastre. Împreună rupe orice lanț, rupe orice lanț și el.
pentru cel care este viu în această dimineață, a cărui nume este înălțat mai presus de orice nume, mai presus de orice împărăție, de orice stăpânire. Spune că și dracii cred și știu despre cine este El și se înfioară. El este Hristosul. Toate lucrurile au fost supuse în cer și pe pământ. Vrei în această dimineață să înalți împreună cu mine o rugăciune și numai cu mine, cu îngerii care cu două aripi își acoperă ochii, nu pot privi slava Lui și măreția Lui și tot ceea ce îl înconjoară. Vedeți, El este înălțat în această dimineață. Poate imaginea noastră a rămas la un Hristos undeva pe o cruce, care sângerează, dar pentru noi. În această dimineață El este Hristos cel înălțat. El este cel în fața căruia se pleacă pământul, cerul și întreg universul. Pentru că El a fost făcut Domn și Mântuitor. Și în această dimineață aș vrea ca să înălțăm o rugăciune împreună și să proclamăm numele Lui și să înălțăm numele Lui peste problema ta, peste situația ta, peste tot ceea cu ce tu te confrunți în această dimineață. Înalță-L pe El și aș vrea să venim împreună în rugăciunea noastră. Vreți? Sunteți gata? Spune: Doamne, rupe orice lanț, pentru că Tu ai biruit și numele Tău înaintăm în această zi. Haideți să venim în rugăciune, cu voce tare, acolo unde ești, ca și cel de lângă tine să se molipsească în dimineața aceasta și să strige de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Venim în rugăciune și Îl binecuvântăm pe Domnul nostru. Vreau să știu un lucru în această zi. Nu te cunosc, poate pe unii dintre voi, și mai ales de la distanță de aici, dar cu siguranță dacă eu m-am confruntat cu anumite obstacole pentru a ajunge aici și mă confrunt în viața de zi cu zi, să știți, cu tot felul de lucruri, cu siguranță și voi treceți prin situații și momente. Am spus, nu te cunosc, poate ești descurajat în această dimineață. Vreau să știu un lucru, un adevăr, și nu pentru că ți-l spun eu, pentru că îl spune cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele Lui nu vor trece, ci vor rămâne și se vor împlini. Și dacă El a spus că va lupta pentru tine, să știi că El luptă pentru tine. Unul singur cu Hristos formează majoritatea. În această dimineață ești majoritar. În această dimineață ești biruitor. În această dimineață trebuie să crezi că împreună cu El tu poți totul. Zice psalmistul în psalmul 118: Tu mă împingeai să mă faci să cad. Pentru că diavolul asta face, este expert. Știe că mai are puțină vreme și el te împinge și mă împinge să ne facă să cădem. Dar zice psalmistul: Mi s-a întâmplat și mie, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Poți să spui amin, dreapta Domnului câștigă biruința în dimineața aceasta. A biruit pentru tine și pentru mine, nu pentru El. Pentru noi a biruit. Nu pentru îngeri, pentru noi a biruit. Slăvit să fie numele Lui.
Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința și auziți versetul 17. Nu voi muri. Spune-ți ție în dimineața aceasta, nu voi muri, ci voi trăi. Nu voi muri, ci voi trăi. Și voi povesti lucrările Domnului și nu vorbesc despre moarte fizică, vorbesc despre moartea spirituală. Nu voi muri, ci voi trăi, pentru că știu în cine mi-am pus încrederea. Știu cine este Domnul meu și răscumpărătorul meu. Pentru noi El luptă. Și despre asta cântăm în această dimineață, așa că hai din toată inima. Așa un strigă de război, așa o piesă, știi, care merge ca în armată, cum merg ăștia la... Da? Sunteți pregătiți? Instrumentul cu 10 coarde pregătit? Este la voi. Super! Pentru noi e luptă, Domnul e cu noi, El e vindecare, victoria e a Lui. Nu ne va fi teamă, noi nu vom ceda, Iisus este aici. Oh, oh, oh. Spunem împreună, pentru noi e luptă, Domnul e cu noi, El e vindecare, victoria e a Lui, nu ne va fi teamă, noi nu vom ceda, Iisus este aici. Ne-a purtat durerea, ne-a purtat durerea, cara ne-a ascuns, El e vindecare. Haideți, ajutați-ne. Armata nu cedează. Foarte bine. Ați înviat. Ați înviat. Bine, bine. Thank you.
Un alt nume, pentru că nu este un alt nume sub soare în care să fie dată mântuirea. Te adorăm, te adorăm. Închinăm în această dimineață. Ce am putea să-ți aducem, Doamne? Ce am putea să-ți dăm în dimineața aceasta? Ce dorești tu de la noi? Tot ce avem, Doamne, toate lucrurile vin de la Tine. Ne așezăm la picioarele Tale, dar m-a interesat decât lucrurile pe care Tu ni le-ai dat și ni le dai în fiecare zi. Pentru că Tu oricum rămâi credincios, ai promis că vei fi cu noi în toate zilele. Ai promis că ne vei da pâinea cea de toate zilele. Mai presus decât toate acestea care se vor împlini, ești interesat de inimile noastre în această dimineață. Pentru că din inimă ies izvoarele vieții. În această zi stăm înaintea Ta, cercetăm și mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze pe fiecare dintre noi chiar acum, de la cel de aici, de pe primul rând, până la ultimul, acolo sus. Duhul Sfânt, cercetează Tu, conștientizează Tu, Doamne, scoate afară tot ceea ce trebuie scos și nu este la locul Lui și nu este potrivit și nu este după orânduirile Tale și pe planul Tău cel Sfânt. Scoate Tu, Doamne, orice este murdar, în inimile noastre, Doamne, așa cum spune Isaia, să îmbrăcăm haina de laudă și de mulțumire, să fie mulțumirea în inimile noastre. Îți mulțumesc că Tu privești. Îți mulțumesc că Tu asculți. Așa cum este scris, cel care a făcut ochiul să nu vadă, cel care a făcut urechea să nu audă. Îți dă mulțumire, inima mea, pe Tine te caută, inima mea, Tu ești cel mai minunat. Da, Iisus. Inima mea și inima Ta, inima mea, îți spune iubire, inima mea, îți dă mulțumire. Inima mea, pe Tine te caută, inima mea, Tu ești cel mai minunat. Doamne, vreau să mă închin. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin când mă rog. Mă asculți, de păcate mă ierți, numai Tu mă înțelegi, credincios.
Haideți împreună noi și cei de sus. Toată inima noastră. Copleșiți de frumusețea Ta, Doamne, de ceea ce Tu ești și însemn pentru noi. Avem motive să-ți mulțumim în această zi. Avem motive să te înălțăm în această dimineață, Doamne, și să ne bucurăm la umbra aripilor Tale, pentru că Tu ne ții în brațul Tău, îți pui mâna peste noi, ne înconjori pe dinainte și pe dinapoi, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ceea ce însemni, pentru noi, pentru viața aceasta, Doamne. Și ne bucurăm că ne-am pus încrederea în Tine. Suntem răscumpărații Tăi, săpați în palmele Tale, plătit cu sânge scump, în jertfa Ta, Doamne, și îți mulțumim că este pentru noi. În această dimineață, în adorare, Doamne, îți dăm toată închinarea, îți dăm ceea ce este mai frumos și mai vrednic de primit. Venim împreună cu Universul, cu ceea ce se vede sau nu se vede în această dimineață și spunem: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, Cel care a fost, Cel care este, Cel care va veni, în fața căruia se pleacă Universul, Cerul, Pământul. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos în dimineața aceasta. Cuvântul Tău, Doamne, să se lășluiască în inimile noastre, să atingă inimile noastre în această dimineață. Vorbește-ne Tu, Doamne. Stăm în adorare, Doamne. Lăsăm mâini curate înspre locașul Tău cel sfânt. Și vrem ca jertfa aceasta să fie ca jertfa de seară, care încântă inima Ta, atrage privirea Ta, Doamne. Aleluia. Rămâi în prezența Lui, acolo unde ești. O să ridici mâinile spre cer și să spui: Doamne, sunt aici. Nu știu când ai avut ultimul peniel cu Domnul. Nu vorbesc despre a veni la conferința peniel. Vorbesc de ultimul moment în care ai stat față în față cu Cel ce este viu și să spui: am văzut fața lui Dumnezeu. L-am văzut pe El și n-am murit. L-am văzut pe El și sunt schimbat. Sunt transformat, sunt alt om. În vorbirea mea, în trăirea mea, în umblarea mea, în tot ceea ce fac, sunt diferit. Am avut un peniel cu Domnul. Aleluia, stăm în prezența Ta, Iisus. Slava Ta.
ce-ar veni, ce în față mi-ar apare. Eu vreau să cânt și seara laude, cântă suflet al meu. Hristos a înviat. Glorie Domnului în dimineața asta, frate Oli. Oh, pune mâna pe cel de lângă tine și binecuvântă. Spune, fii binecuvântat de Domnul care este viu. Aleluia.
Slavă Domnului pentru ce a făcut până aici. Ne-a permis să ne închinăm Lui în libertatea aceasta care ne oferă contextul românesc. Înainte, cu peste 25-30 de ani, nu puteam să ne închinăm într-o sală publică precum aceasta. Iată că Dumnezeu ne-a făcut harul acesta să putem să ne închinăm liberi. Întâlnirea cu Dumnezeu, vorbind de Peniel, care înseamnă fața lui Dumnezeu, întâlnirea aceasta cu Dumnezeu nu te lasă indiferent. Ori te enervează, ori te întristează, ori te bucură, dar nu poți să pleci indiferent din fața lui Iisus. Dacă alegi ultima variantă, și anume să-ți deschizi inima, să te bucuri de fața lui Dumnezeu, te vei îndrăgosti de El, vei simți chiar și un sentiment de iubire față de Dumnezeu, nu doar de înțelegere a profunzimii sale, ci chiar și sentimental vei putea iubi pe Dumnezeu. Iar această iubire cu sentimente, cu cuget, cu inimă, cu toată voința ta, te duce la cea de-a doua poruncă pe care Hristos a rostit-o, și anume, după ce spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, sufletul tău, cugetul tău, și spune care este a doua: și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această manifestare a iubirii divine se va vedea în mod practic prin iubirea aproapelui tău. De câțiva ani încoace, la Peniel, vrem să dăm șansa celor care sunt îndrăgostiți de Dumnezeu să demonstreze acest lucru printr-o implicare concretă, financiară, în iubirea aproapelui. Vedeți în broșura voastră, la partea a doua a broșurii, câteva proiecte sociale prezentate și la această conferință. Vom avea ocazia să mergem în locuri în care nici măcar n-am bănuit că vom ajunge vreodată. Veți vedea susținere financiară pentru postul Alfa Omega de televiziune, veți vedea o altă strângere financiară pentru o mașină care presupune să ducă studenți în țările învecinate, și nu doar studenți, ci și misionari care sunt departe acum și să ducă Evanghelia cu mai mare viteză în locurile în care noi nu putem ajunge. Vom merge chiar și în închisoare, nu ca și închiși, ci ca și vizitatori acolo. Și despre acest proiect aș vrea să ne invit acum pe Alin Pădureanu să vină să ne prezinte pe scurt ce înseamnă această vizită la închisoare. Cum am putea să ajungem noi acolo concret. Alin Pădureanu este directorul Asociației Bărbaților Creștini România, un bun organizator cu multe, multe proiecte, așa că astăzi doar unul dintre ele va prezenta. Aline, Domnul să ne cuvinteze. Mulțumesc, Olin. Mulțumesc, Oli. Aș vrea să-ți răspund la întrebare. Nu e greu să ajungi la pușcărie. Deci nu-ți trebuie decât să, cum se spune în domeniul auto, să o scoți din viteză și să o lași la vale. Și firea intră acolo. Să asculți de călăuzirea Duhului. Deci nu e greu să ajungi la penitenciar. Însă, înainte de a merge mai departe, cântând cântarea 10.000 de motive, aș vrea să microfon și să fac un lucru pentru noi toți cât suntem aici. Aș vrea să întreb câți dintre voi care sunteți în sală ați fost acum 20 de ani în urmă. Să vă rog să vă ridicați în picioare. Cei care acum, tot tineretul, care acum 20 de ani a fost la penitenciar, vă rog, la Peniel, scuze, nu penitenciar, la Peniel, 20 de ani, tinerii care ați fost la Peniel acum 20 de ani, vă ridicați în picioare, aș vrea să vă vedem pe toți. Acum 20 de ani, cât... Este un program de reintegrare socială a deținuților care implică copiii acestor deținuți ca și factor motivator în reabilitare. Sunt prea puține lucruri care mai face un deținut la ora asta să percuteze, să miște, să schimbe ceva în mintea și în inima lui. Și în primul rând este familia, sunt copiii lor.
și am dezvoltat acest program tocmai ca să-i motivăm să studieze împreună cu voluntarii noștri viața lui Iosif, patriarhul din Geneza, care în viața căruia aceștia se regăsesc foarte bine, cei mai mulți dintre deținuți. La ora aceasta, programul funcționează cu foarte mare succes în 16 penitenciare din țară. Sunt peste 250 de deținuți care sunt sujiți în fiecare săptămână. Și sunt 3 penitenciare pentru femei, pentru că am adaptat acest program și pentru femeile care sunt acolo în detenție. Ce este greu de înțeles pentru cei mai mulți dintre noi este ce se întâmplă la vizită, când familiile acestor deținuți vin să-i viziteze. Pentru că programul nostru le oferă 4 ieșiri în comunitate. Se întinde pe 14 săptămâni și tot a treia săptămână deținuților îi se permite fie să iasă afară din penitenciar, fie cei de la maximă siguranță, îi se permite să aibă în clubul penitenciarului o întâlnire cu familia. Și m-am bucurat foarte mult cu 2 săptămâni în urmă să fiu la penitenciarul Ramova și să-mi spună domnul director de acolo, domnule, niciodată n-am fost atâta bucurie între siturile acestea. Pentru că eram cu 19 deținuți acolo în club și 70 de aparținători din familiile lor, care au avut ocazia să-și îmbrățișeze copiii, unii dintre ei pentru prima dată. Au fost închiși, deținuți închiși de cel mai mare, cea mai lungă distanță, adică cea mai mare perioadă de detenție, a fost 14 ani, în urmă cu 3 săptămâni la Timișoara, după 14 ani, un deținut a ieșit pentru prima dată afară din penitenciar și și-a putut îmbrățișa fiica. Nu la vizită, în acea cabină deschisă. Ceea ce este trist, sunt foarte mulți copii care au fost la vizită la tata, doar la acea cabină. Nu au voie să se atingă, nu au voie să pună mâna unul pe celălalt, nu se pot îmbrățișa, nu își poate saluta tata copilul nici măcar pe crește. Ci sunt copii care merg acasă și pun mâna deschisă în geamul de la tata. Așteaptă să vină tata. Așa de mult afectează lucrul acesta copiii. Prin harul lui Dumnezeu am primit permisiunea să facem în fiecare penitenciar din România o cameră de vizită a familiei, în care deținutul să fie adus și să fie lăsat împreună cu familia ca într-o sufragerie, să creăm atmosfera de acasă și să petreacă cele 60 de minute, 80, 120 de minute, unii dintre ei funcție de comportamentul lor, să poată petrece un timp ca și acasă. La asta vreau să vă chem să vă implicați alături de noi, în mod deosebit pentru penitenciarul Jilava, fiindcă este mare criză de spațiu în penitenciarele din România. Ni s-a permis să facem acolo o căsuță din lemn, o sufragerie din lemn pentru vizita aceasta. Ne costă undeva în jur de 3.000 de euro. De aceea, dacă aveți pe inimă și doriți să vă implicați, dacă vreți să mergeți la penitenciar, fie să slujiți ca și voluntari alături de voluntarii care slujesc în cele 19 penitenciare din țară, 16 pentru bărbați și 3 pentru femei, vă stau la dispoziție aici în hol, la sfârșit, pe partea stângă, veți vedea acolo 2 rolapuri, O zi cu tata. Vă mulțumesc din tot sufletul, vouă celor care veți veni și vă mulțumim încă o dată din suflet vouă celor de la Peniel, care de 20 de ani de zile stăruiți în chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Domnul să vă răsplătească și vă mulțumesc din inimă. Amen. Mulțumim și noi, Alin, că te-ai gândit la aceea la care prea puțin se gândesc. Sau poate se gândesc cu ură. Biserica trebuie să fie purtătoarea iubirii până și acolo în închisoare. Iar ce face Alin este de lăudat, de apreciat și de susținut financiar. Așa cum spunea el, la final găsiți pe hol acolo, puteți să începeți să donați încă de pe acum. Dacă sunt oameni care ne urmăresc pe internet, pot să meargă pe site la ei, ozicutata.ro, pare mi se era site-ul unde poți să meargă acolo să vadă despre ce este vorba. Cred că vor găsi și conturi bancare în care poți să doneze bani pentru această primă căsuță de vizită în Jilava. Mergem mai departe pentru că eu cred că Dumnezeu, după ce a primit laudele noastre și rugăciunile noastre, acum vrea să ne vorbească, să ne răspundă chiar pe loc, poate, la unele din rugăciunile noastre. Și o va face prin predicatorii săi de astăzi și de mâine. Astăzi avem 2 tineri predicatori, pentru că deja auzind atât de des, 20 de ani, 20 de ani, chiar încep să mă simt bătrân. Așa că am zis, da, asta e, clar, mă uit în oglindă și văd că de atâtea lovituri cu capul, în ori... Dimineața aceasta avem 2 predicatori sub 30 de ani care vor împărtăși Evanghelia.
predicatori, pentru cei care ascultă, fie aici, fie pe internet, ca Dumnezeu să le vorbească în mod personal. Alții, cum spuneam la început, sunt în închinare permanentă la Biserica Speranța și vreau să mergeți pe acolo, să faceți timp măcar o jumătate de oră să citiți Biblia acolo, să vă închinați cu ei, un maraton non-stop, 31 de ore de închinare. Și apoi, în ultima seară, vor veni să unească cu noi. Deci vor fi vreo 33 de ore de când non-stop la Cluj se vor înălța cântări de laudă, rugăciuni, de mijlocire către Dumnezeu. Imposibil ca Dumnezeu să rămână indiferent. Imposibil. Sunt sigur că Dumnezeu va vorbi astăzi. Vouă va vorbi. Abia aștept să vedem cum se va manifesta. Aștept să văd strălucirea feței sale, să plecăm acasă cu tot spunem, ne-am întâlnit cu Dumnezeu la Peniel. Domnul să vă binecuvânteze. Ionuț, te rog frumos, vină în față și Domnul să te folosească. Amin. Slăvit să fie Domnul, mă bucur să fiu cu voi în această dimineață și mă onorează invitația pe care Oli și cei din echipa de organizare mi-au făcut-o să vorbesc, să vă aduc un scurt mesaj din Sfânta Scriptură. În urmă cu 10 ani eram aici în sala asta, interesant e că chiar n-am mai fost de atunci până astăzi. Undeva în partea aia stăteam și mi-aduc foarte bine aminte anumite detalii din conferința care a fost atunci. Ceea ce mi-a rămas cel mai bine impregnat în minte și m-a impresionat a fost titlul acelei conferințe. Titlul era "E vremea ta". Și astăzi, fiind aici pe scenă, mă gândesc că au avut dreptate ei când au pus titlul respectiv. Și vreau să vă spun că e vremea voastră astăzi. E vremea voastră, a celor care acum aveți undeva în jur de 20 de ani, să îl luați pe Dumnezeu mult mai în serios decât ați făcut-o până acum și să vă implicați în slujire, să vă puneți energiile și resursele la bătaie pentru împărăția Lui. M-am bucurat și atunci când am aflat ce anume trebuie să vorbesc. Eu împreună cu Ștefan vom vorbi despre Domnul Iisus Hristos, despre persoana Lui și lucrarea Lui, pentru că până la urmă, subiectul ăsta mi se pare cel mai important dintre toate, pentru că El este rostul întâlnirii noastre și El a făcut această întâlnire posibilă. Acum, când vine vorba să vorbești despre Iisus Hristos și lucrarea Lui, mai ales dacă trebuie să o faci în 20 și ceva de minute, poate să fie un lucru foarte ușor, pentru că sunt atâtea de spus încât cu siguranță o să ai ceva de spus. Dar pe de altă parte, este un lucru dificil pentru că trebuie să selectezi informația și să o prezinți în așa fel încât să spui suficient, încât să fie asimilat și nu prea mult, așa încât nimeni să nu priceapă și să nu poată să pună la inimă din ceea ce ai spus. Spunea autorul Evangheliei după Ioan în ultimul capitol că dacă ar fi să fie scrise toate lucrurile pe care Iisus le-a săvârșit, n-ar încăpea în toate cărțile din lumea asta. Și de aceea, gândindu-mă cum anume să pun problema în această zi, mi-am spus de ce să nu vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea Lui prin prisma acestui cuvânt, celebrate, și să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos privindu-L prin această lentilă a sărbătorii și să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură despre El, dacă îl privim în felul acesta. Persoana lui Iisus Hristos este cu siguranță o persoană controversată. De-a lungul istoriei a stârnit discuții și a stârnit dezbateri și așa cum spunea Oli, nu poți să rămâi indiferent față de El. Te provoacă și s-au făcut discuții printre teologi, printre istorici, printre creștini și necreștini, printre credincioși și necredincioși, printre oameni dintr-o religie în raport cu creștinii și așa mai departe. Dar aș vrea să ne uităm astăzi la un text foarte practic. Nu vreau să fiu dogmatic în expunerea mea
de astăzi, pentru că nici nu este timp și nici nu am cum să o fac. Și aș vrea să vă citesc un text interesant din Marcu, capitolul 2, începând cu versetul 15, unde ne spune Scriptura în felul următor. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el, și ucenicii lui, care erau mulți și mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprieniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească și au venit la Iisus și au spus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns, oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Celebrate Jesus, să-L sărbătorim pe Iisus, știți de ce? În primul rând, pentru că Iisus a știut să sărbătorească. Este un text controversat acesta și un text incomod de multe ori pentru autoritățile bisericești, chiar în zilele noastre. De fapt, oamenii care analizează textul Scripturii și o fac cu unealta criticii istorice, spre exemplu, acreditează acest text ca fiind adevărat. Noi acredităm textul Scripturii în întregimea lui ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, dar oamenii care analizează din punct de vedere critic și istoric și mulți dintre ei sunt detașați de o viață religioasă, spun ei, acest text este autentic și lucrurile astea s-au întâmplat pentru că biserica primelor veacuri, comunitatea în care s-au scris scrierile creștine, ar fi avut toate motivele să nu scrie lucrurile acestea. Să voaleze acest adevăr despre Domnul Iisus Hristos. Această imagine a lui Iisus care stă la masă cu păcătoșii, cu vameșii, care mănâncă cu ei, care socializează cu ei și o face într-un fel care parcă este destul de detașat și de înstrăinat de ceea ce noi definim în general ca fiind spiritualitatea creștină. Acum aș vrea să mă fac foarte bine înțeles încă de la început. Eu vreau să vorbesc despre un Iisus al sărbătorii, nu despre un Iisus al exceselor, al chefurilor. Nu despre asta e vorba, dar dacă cineva tinde să înțeleagă lucrurile în sensul ăsta, aș vrea să lămurim apele de la început, că afară am înțeles că se mai desfășoară un eveniment și n-aș vrea ieșind de aici unii să participe și acolo. Ar fi o deformare a cuvintelor lui Iisus Hristos, asemenea modului în care le-au deformat și cei din vremea lui care l-au acuzat în Luca, în capitolul 7, și au spus că este un mâncător și un băutor de vin. Un om ușuratic. Nu despre asta e vorba și nu despre asta mi-a propus să vorbesc. Mi-a propus să vorbesc despre un Iisus Hristos care a știut să zâmbească, care a știut să sărbătorească. La noi în biserică, la un program de tineri, i-am rugat la un moment de închinare seara, vinerea, să îl definească pe Iisus Hristos folosind un singur cuvânt. Și s-au auzit tot felul de cuvinte și eu așteptam un cuvânt care nu mai apărea. Și până la urmă cineva a zis zâmbitor. Am zis, slavă Domnului. Și într-adevăr era un tânăr care zâmbește foarte mult. Dar nu e așa că avem noi o percepție asupra ceea ce înseamnă să fii duhovnicesc. Și zâmbetul și voia bună și bucuria cumva sunt dincolo, în zona laicului, a profanului. Ori Domnul Iisus Hristos vine și în acest pasaj ni se prezintă ca fiind un om care a știut să sărbătorească. Sigur, e normal ca noi atunci când ne gândim la Iisus, în primul rând să avem în vedere patimile Lui, jertfa Lui și evangheliștii fac lucrul acesta, primează ideea de sacrificiu, de jertfă în Evanghelie și rămânem cu această imagine și așa trebuie pentru că Apostolul Pavel a spus celor din Corint, vreau să știu un singur lucru între voi, pe Hristos și pe răstignit. E normal ca biserica, într-o perioadă cum a fost perioada ceaușistă, când erau creștinii prigoniți, să se identifice cu Hristosul care suferă, care pătimește. E normal să fim influențați și impresionați de Isaia 53, care ne vorbește despre el ca un om al suferinței,
Dar să nu uităm că acolo e vorba de acel moment specific al jertfei în primul rând. Și dacă l-am vedea pe Domnul Iisus doar din această perspectivă, n-am avea o imagine completă a Lui. Iisus a fost un om care a știut să zâmbească, care a știut să ducă bucuria pe care el o avea la ceilalți. Știți, Nietzsche a vorbit multe lucruri despre creștini. Venea dintr-o familie de slujitori și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și multe au fost acuzele pe care le-a dus, dar cea mai gravă dintre toate a fost aceea că a spus: creștinii nu știu zâmbi. Și nu te miri că dacă a trăit într-un astfel de context în care creștinii nu știau zâmbi, a ajuns să facă afirmația: Dumnezeu este mort, este un concept gol și sec pe care îl târâți după voi. Renunțați să o mai faceți. Mergeți înainte înspre altceva. Nu e nimic mai trist decât să vezi creștini care nu au bucurie pe fețe. Și nimic mai depresiv decât să vezi tineri creștini care n-au bucuria pe fețe, care nu știu să sărbătorească mântuirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Iisus Hristos. Și aș vrea să-ți analizez viața și să te analizez pe tine însuți. Poate trebuie să faci acea rugăciune pe care a făcut-o David când a spus: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Spunea Apostolul Pavel: bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Este o disciplină asta. Să știi să te bucuri. Și aș vrea să învățăm astăzi de la Domnul Iisus Hristos să ne bucurăm. El a fost un om care a știut să se bucure, care a știut să sărbătorească, care a știut să zâmbească. Deci să-L sărbătorim pe Domnul Iisus în primul rând, pentru că El a știut să sărbătorească și n-am face altceva decât să-L imităm. Și în al doilea rând, să-L sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos care ne-a adus sărbătoarea. Ceea ce El făcea atunci când stătea la masă cu vameși, cu păcătoși, cu farisei, a avut o importanță socială, dacă vreți. Dacă ar fi să intrăm în contextul acelor vremuri, erau niște vremuri destul de diferite de vremurile noastre. Societatea iudaică în vremea Domnului Iisus Hristos era o societate care se prăbușa, care se dezintegra. Scrierile la modă în vremea Domnului Iisus, știți care erau? Apocalipsele. Sfârșitul lumii era tema cea mai în vogă în vremea Domnului Iisus Hristos, pentru că lumea lor era bulversată, erau ocupați de romani, erau o națiune a cărei demnitate a fost luată, cutremurată în spiritualitatea ei, frustrată în multe feluri, din punct de vedere financiar, ocupația romană a avut de pătimit, dar erau și alte lucruri care caracterizau antichitatea în general. Spre exemplu, nivelul de viață pe care oamenii îl aveau atunci. Nu exista știința care există astăzi, nu exista medicina care există astăzi. Dintr-o cataractă puteai să ajungi orb, dintr-un mic accident puteai să-ți pierzi vederea. Dintr-o măsea stricată puteai să mori. Media de viață, speranța de viață în vremea Domnului Iisus Hristos era de 45 de ani. Erau lucrurile astea care astăzi nu se regăsesc în societatea noastră, nu aveau sisteme de protecție socială. Dacă aveai un handicap sau dobândeai un handicap grav și cei din jurul tău, rudele tale apropiate, nu puteau financiar să te susțină, ajungeai să cerșești. Era tagma cerșetorilor, era foarte largă. Foarte largă. Erau tensiuni politice, erau tensiuni sociale, erau tensiuni și presiuni în domeniul acesta religios. Pentru că erau partidele religioase pe care noi le știm și care în loc să ofere în zona religiei un mediu în care oamenii să fie eliberați de poverile lor, în care oamenii să fie vindecați, în care oamenii să se liniștească și să găsească pacea și bucuria, găsindu-L pe Dumnezeu, au transformat acel mediu al religiei într-un factor în plus de presiune. Și Domnul Iisus îi admonesta pe cărturari și pe farisei și le spunea: voi puneți poveri pe oameni pe care nici cu degetul nu catadixiți să le clintiți. Și oamenii care intrau în categoria păcătoșilor în acea vreme erau foarte mulți.
Era o categorie mult mai largă decât credem noi astăzi. Că noi citim, femeia păcătoasă a mers în casa lui Simo și s-a plecat la picioarele Domnului Iisus și în mintea noastră, din mai multe motive, se traduce lucrul ăsta, era prostituată. Și nu-i Musa, e foarte probabil că era de fapt o femeie care nu ținea toate ritualurile de curățire pe care le prescriau în partida aceasta a fariseilor. Ei, Domnul Iisus Hristos, în primul rând, prin faptul că a stat la masă cu aceste categorii sociale, a spulberat toate diferențele care existau între el și ei, pentru că la masă cu tine nu stă decât unul pe care tu îl consideri vrednic să stea la masă cu tine. Iisus a apropiat de el masele de oameni apăsați, marginalizați, desconsiderați, cerșetorii, vameșii, păcătoșii. I-ar fi apropiat și pe farisei și pe cărturari, dar nu putea, că nu vreau să vină la astfel de întâlniri. Uitați-vă în Evanghelie, ori Iisus cu vameșii și cu păcătoșii, ori Iisus cu farisei la masă. Nu întâmplător Domnul Iisus a spus acea pildă, anunții fiului de împărat, la care sunt chemați oamenii cu vază și nu vor să vină. Și atunci sunt aduși cei de la marginile drumurilor, pentru că îi chema pe farisei și pe cărturari. Și nu veneau. Nu veneau să stea cu prostituata, nu venea să stea cu vameșul, nu venea să stea cu marginalizații și impurii la masă. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, a surpat aceste ziduri care au fost ridicate în societatea lui și s-a apropiat de oamenii care erau aruncați la marginea societății. Dar dincolo de acest aspect, faptul că Iisus participa la aceste mese și era un obicei al lui, spune aici textul că nu pot posti ucenicii câtă vreme mirele este cu ei. Și cineva interpreta că efectiv așa stil de viață avea Domnul Iisus încât ucenicii nu puteau posti. A sta la masă, a crea aceste contexte în jurul unei mese, era un obicei în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Era o tehnică de lucru pe care el o avea. În primul rând, pentru a face ceea ce v-am spus adineaori, pentru a se apropia de marile mase de oameni care erau nedreptățite și erau marginalizate, dar în al doilea rând pentru a transmite un mesaj. Este un simbol, este un mesaj teologic în ceea ce Domnul Iisus făcea. De aceea el numește această perioadă pe care a petrecut-o cu ucenicii și acest stat la mese cu ei și cu cei pe care îi invita cu acest termen și zice pot ei să postească câtă vreme mirele este cu ei, adică e o nuntă ceea ce se întâmplă. Și eu îs mirele și el, mirele, stătea la masă cu aceste categorii umane pe care le-am descris înaintea voastră. Era foarte clar în mintea unui evreu simbolistica acestui gest a Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă citesc din Isaia, capitolul 25, unde ne spune cuvântul Domnului, începând cu versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură mahrama care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile, nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Iisus inaugura împărăția Lui Dumnezeu și acest stat la mese simboliza faptul că împărăția a venit, că mântuirea a venit și că El o dă acelora care stau la masă cu El. Vreau să mă apropiu de încheiere încet, încet. Și pentru că aici în text e vorba de nuntă, este icoana aceasta a nunții așezată de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mergem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, și parafrazez textul acela și lucrurile care se întâmplă acolo. Le amintesc doar întreagăt, încercând să subliniez
esențialul, este pasajul cu nunta din Cana la care Iisus participă. Și acel text, Iisus la nunta din Cana, este, dacă vreți, textul paralel al acestor texte consemnate de sinoptici la Evanghelia după Ioan. Un Iisus care merge la nuntă. Nu? Vai, că dacă am fi scris noi Evanghelie, cred că n-avea ce căuta acolo. Cel puțin la nunta aia, așa cum arăta aia. Dar Iisus merge la nuntă, știți de ce? Pentru că spunea cineva, cine iubește oamenii, trebuie să iubească și bucuria lor. Și acolo la nuntă transmite acest mesaj teologic, pentru că spune cuvântul Scripturii că ucenicii au văzut slava sa prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a spus, Iisus și-a revelat slava. Și ne spune cuvântul Domnului că atunci când a apărut acea criză și nu mai era vin la nunta din Cana, a venit mama Domnului la el să-i spună care e problema și să încerce să o rezolve. Iisus i-a spus atunci, nu mi-a venit ceasul, adică a vorbit despre patimile lui, despre moartea lui. Acea nuntă simboliza împărăția lui Dumnezeu, simboliza nunta mesianică, simboliza ospățul care va fi, belșugul care va fi acolo în împărăție. Și Domnul Iisus zice, nu mi-a sosit ceasul. Încă n-a venit vremea să pătimesc, adică vinul necesar bucuriei și ospățului este sângele meu. Și când transformă apa în vin, Domnul Iisus Hristos o face utilizând vasele de curățire, transmițând acest mesaj cu alte cuvinte, acea curățire care a fost transmisă și promisă în proroci că va veni odată cu împărăția lui Dumnezeu, nu aduce apa de curățire, ci o aduce sângele meu simbolizat în acest vin. Vinul care face nunta posibilă, vinul care face împărăția lui Dumnezeu posibilă, este sângele Domnului Iisus Hristos. Știți ce mi se pare extraordinar la Domnul Hristos? Că a știut să sărbătorească mântuirea noastră, deși asta însemna moartea Lui. El a stat la masă cu toate aceste categorii umane, cu păcătoșii, cu mine și cu tine. Și s-a bucurat să facă lucrul acesta. Și s-a bucurat făcând lucrul acesta, deși știa că trebuie să moară ca să devină o realitate. Să-L sărbătorim pe Hristos care a știut să sărbătorească. Să-L sărbătorim pe Hristos care ne-a adus sărbătoarea, care a făcut sărbătoarea posibilă, care ne-a adus mântuirea prin jertfa Lui, prin moartea Lui în locul nostru. În Apocalipsa, în capitolul 19, cu versetul 7 începând, sunt câteva versete pe care vreau să le citesc acum la încheiere și apoi am să rog pe Ștefan să vină și să continue. Spune cuvântul Domnului, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprionite ale sfinților. Și apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Să-L sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a dus sărbătoarea. Și să-L sărbătorim pentru că vom face o repetiție pentru acea zi în care va începe în totul totului tot ospățul mesianic. Amin. Domnul să binecuvinteze. Afirm și eu, la fel ca toată lumea până acum, că e o onoare pentru mine să fiu aici alături de voi astăzi. E o bucurie mereu când vin la Peniel, o fac de 10 ani, chiar conferința asta practic sărbătoresc 9 ani de că sunt voluntar la Peniel. Aș putea să vă povestesc multe lucruri care s-au întâmplat la conferințe și tabere, unele mai amuzante, altele mai impresionante din alte puncte de vedere. Și în același timp sunt onorat că am fost chemat să-l completez pe Ionuț. E un lucru provocator pentru mine. Am o părere foarte bună despre Ionuț, a fost prietenul meu, este prietenul meu. Și noi sărbătorim acum 10 ani de când ne cunoaștem. Trebuie să ieșim la cină undeva în viitor apropiat. Și
Chestia e că eu nu mă consider neapărat un predicator. Ați văzut, calificarea mea pentru că eu vă vorbesc astăzi este că sunt tânăr, în primul rând, și apoi un predicator. Dar n-am mai predicat atât de mult în ultima vreme și s-a făcut chiar un sondaj în Statele Unite acum ceva ani despre cea mai mare frică a oamenilor. Și locul întâi era vorbitul în public și locul doi era moartea. Și cum spunea un comedian din ăsta, stand-up comedian, spunea că asta înseamnă că dacă ești la o mormântare, ți-e mai tare frică să fii la amvon decât în coșciug și ai prefera să fii acolo. Acum, nu se aplică lucrul ăsta în cazul meu. Am destul de experiență mergând să vorbesc oamenilor în general despre traficul de persoane alături de colegii mei și atunci când am oportunitatea le vorbesc și despre motivația mea care stă în spatele acestui lucru. Am un respect deosebit pentru oameni care nu predică doar în pereții bisericii și atunci încerc și eu să îi copiez. Și atunci, ca să ne întoarcem la mesajul de astăzi, îmi cer scuze, vorbesc mai repede, eu sunt moldovean, dar măcar nu sunt moldovean în negare. Și m-am mutat și în București, deci voi ardelenia spune că am sărit din lac în puț. Dar vă rog, o să încerc să fiu mai domol așa. Vorbim despre sărbătoare. Eu consider că e necesar să subliniem că sărbătoarea a fost instituită de Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și a 7-a zi s-a odihnit. Și pentru mine e o provocare, fiind un om al acțiunii, vreau să mă duc, să fac ceva, pentru mine e foarte greu să stau într-un singur loc și să apreciez ceva, eu mă gândesc care e următorul lucru pe care trebuie să-l fac. Dar e o profunzime destul de mare în ideea de sărbătoare și oarecum un mandat sau un rol important pe care ea îl are în viețile noastre. Pentru că sărbătoarea încununează o realizare. Se face, Dumnezeu, după ce a creat lumea, a stat, s-a uitat la ea, a spus că totul a fost bun și s-a odihnit și s-a bucurat de lucrul ăsta. Noi suntem chemați să facem ca El, după ce toată ziua muncim, facem diverse lucruri, să sărbătorim, să stăm alături de El, să ne uităm la ceea ce am realizat noi, să ne uităm la ceea ce a realizat El în viețile noastre. Și sărbătoarea nu e o chestie de formă, are un rol foarte important, cel de a ne odihni fizic, dar nu doar atâta, ne dă un simț de valoare, uitându-ne înapoi la ceea ce am realizat, la ceea ce s-a făcut. Și un rol de coeziune socială, da? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, toate sărbătorile ale corturilor, azimilor și așa mai departe, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lui Israel și ei trebuiau din când în când să stea, să se uite la acele lucruri, să aducă aminte și să-și capete de acolo un simț de identitate și de multe ori un simț de identitate colectiv. Și atunci sărbătoarea a fost creată de Dumnezeu, dar realizările nu sunt ușoare. Să sărbătorești nu e ușor, pentru că presupune efort, muncă, sacrificiu sau de multe ori pierderea unor lucruri, boli după care îți revii și la un moment dat le sărbătorești. Și vreau să vă atrag atenția la ceea ce fac legătura practic cu ceea ce a spus Ionuț. Când vorbea despre sărbătorii la care oamenii din Israel sau farisei nu vreau să intre. Și știu că voi, mulți dintre voi sunteți mai educați ca mine, dar dacă vă uitați la pilda fiului risipitor, în general se vorbește despre băiatul care a plecat de la tatălui, că a vrut să-și ia, nu știu, să vadă lumea, să trăiască și să experimenteze viața cu adevărat și a luat jumătate din moștenire și a plecat. Și după ce el îl întâlnește, ajunge într-o situație își dă seama că vrea să se întoarcă înapoi la casa tatălui său. Și se întoarce înapoi la casa tatălui său. Și în lumea orientală, pilda respectivă se numește pilda patriarhului alergător în multe zone. Pentru că știți, patriarhii, cei care erau autoritatea în familiile orientale, purtau o mantie în aia mare și un fel de fustă și atunci, pentru cei din Orient, le se pare foarte amuzant când citesc despre un patriarh care trebuie să-și ridice fusta și să alerge cu picioarele goale ca să-și întâmpine fiul. Pilda asta nu este doar despre băiatul care a plecat ca să-și trăiască, să-și ia lumea în cap și după aia s-a întors când și-a dat seama că a greșit. Ci e vorba, în primul rând, despre tatăl pe care îl iubește. Dar mai este un personaj aici. Mai este al doilea frate, sau al doilea fiu, cum vreți voi să-l vedeți. Și ce vedem în pildă despre acest frate? Vedem că atunci când s-a întors fratele său dintr-o lume de desfrâu și tatăl său l-a primit, i-a pus un inel pe deget, un semn al primirii înapoi în familie, un semn că își va primi o altă bucată din moștenire, fratele său mai mare nu s-a bucurat. Ce a făcut? S-a întristat. Și când tatăl său a dat un ospăț și a tăiat vițelul cel gras și a chemat pe toată lumea la ospăț, fratele mai mare nu a intrat la petrecere, nu a intrat la sărbătoare.
și a stat în afară. Tatăl său a trebuit să iasă afară la el și să-i spună, de ce nu vine înăuntru să sărbătorim pe fratele tău care credeam că este mort și s-a întors? Și el a spus, dar pentru mine ai dat vreodată un ospăț? Am stat atâția ani lângă tine și nu ți-am greșit niciodată și asta primesc? Practic, el era supărat pentru că fratele mai mic când a plecat, i-a luat jumătate din moștenire, da? Deci moștenirea tatălui, jumătate din avere, și atunci când s-a întors, el își cheltuise toată moștenirea și ca să fie reprimit în familie, înseamnă că ceea ce a primit din moștenire a trebuit să fie împărțită din nou. Și el, în loc să se bucure pentru că fratele său s-a întors, a avut amărăciune în inima lui și a stat afară. Și atunci vedem câteva lucruri din pilda aceasta a unei sărbători, nu știu cum să spun, semi-eșuate, cel puțin pentru fratele mai mare. În primul rând, vedem din pildă că fratele mai mare nu merge după fratele lui mai mic. El nu se duce în lume ca să-l caute. Fratele lui a fost plecat, credeau că este mort. Nu a mai dat niciun semn de viață, nu știa unde este. Ajunsese să mănânce lăturile porcilor. Și fratele lui mai mare nu s-a dus după el. Și mie mi se pare incredibil de interesant lucrul ăsta. Și mai ales reacția lui după aia arată foarte multe din inima lui. Pe lângă că nu a fost după fratele lui, se supără când acesta se întoarce. În al treilea rând, vedem că era într-o relație condiționată cu tatăl său. Fiul mic, când a venit acasă, tatălui a fugit, s-au îmbrățișat, s-au iubit și a greșit, într-adevăr, fratele mic. Nu vreau să spun, cum spunea Ionuț, nu vă duceți la petrecerea cealaltă acum ca să vedeți ce s-a întâmplat, că fratele mic care a plecat a făcut bine și asta mare a făcut rău. Dar fratele mare, când, dacă citiți în Luca 15, când vorbește cu tatăl său, îi spune, atâta timp ți-am slujit și tu, de fapt, pe mine nu m-ai apreciat și acum iei din averea mea și dai lui. Vedem că atitudinea lui față de Dumnezeu era, eu fac pentru tine, sunt un băiat bun, am fapte bune, nu înjur, nu fumez, nu habar n-am ce și vreau să-mi obțin răsplată. Și atunci e o dragoste destul de rece. Și în al patrulea rând, vedem, nu știm dacă fratele mai mare intră la petrecere până la urmă. Se termină pilda, da? Pilda asta a fost spusă vameșilor și fariseilor. Dacă citiți la începutul capitolului Luca 15, asta nu a fost scrisă vameșilor și păcătoșilor. Iisus a fost cu vameșii și păcătoși, a stat de vorbă cu ei și apoi a venit fariseii ca să îi spună, dar ce ai spus lucrul respectiv? Și atunci Iisus le spune mai multe pilde prin care și asta. Și mi se pare interesant că riscul mai mare din ceea ce citesc aici nu este pentru cei care sunt în lume ca să întoarcă, ci e pentru noi care suntem în biserică, să stăm pe scaune și de fapt să nu intrăm la petrecere. Și pentru mine e trist când îmi dau seama că de multe ori noi vrem să stăm între patru pereți și să invităm pe oameni să vină în loc să mergem noi după ei să-i căutăm acolo unde au nevoie. Eu am un respect deosebit pentru Alin. Suntem prieteni, ne vedem destul de des. Și mi se pare incredibil ceea ce fac ei în penitenciare. A primit și distincții uriașe de la oamenii ai statului. De asta are acces în toate penitenciarele și așa mai departe. Dar noi, cum participăm noi la lucrul ăsta? Cum aducem noi sărbătoarea? Pentru că putem să nu sărbătorim, ci să stăm undeva la marginea ei. Și, cum v-am spus, eu pentru că lucrez într-un ONG, deci mă consider mai mult ONG-ist decât predicator, am prilejul să întâlnesc foarte mulți oameni interesanți. Așa l-am întâlnit și pe Alin, deși ne știam de mai de mult timp, suntem frați în Domnul. Căutăm oameni care încearcă la fel să ajute pe cei săraci și mai departe. Și săptămâna asta, luni, am avut o întâlnire cu un băiat, îl cheamă Claudiu Miu, și a avut o poveste foarte interesantă. El a fost cățărător de performanță. A reușit să câștige un campionat balcanic, a mai câștigat ceva concursuri multinaționale, a fost un cățărător de performanță. Făcea ceva și apoi se uita înapoi și spunea, uite, am realizat ceva. Și în timp ce era în vârful carierei lui, el a avut o boală. Două boli, nici nu încerc să vă explic ce este, că habar n-am. Nu știu termenii medicali și așa mai departe. Dar problema a fost că timp de 2 ani și ceva, a stat la pat. Nu a putut să mai ridice, nu a putut să mai meargă. Și în acel moment, fratele lui era plecat în străinătate, s-a întors în România și a făcut un website pentru el și a început o campanie de strângere de fonduri. Și spunea, help Clau climb again. Și Claudiu i-a spus, apreciez foarte mult ceea ce ai făcut, dar e în zadar ceea ce faci. Și totuși, oameni care nu îl cunoșteau, au dat bani ca el să obțină tratamentul necesar, să poată să meargă din nou și să cațere din nou. Așa și-a început și călătoria spirituală.
Și mi se pare extrem de interesant cum în momentele acestea de durere și de slăbiciune, noi stăm practic nemișcați dacă suntem într-o condiție de genul ăsta și Dumnezeu este acolo cu noi în momentul respectiv. Pentru că eu mă gândesc, citim toate pasajele astea cu Iisus, cum a sărbătorit cu oamenii în vechime, dar noi astăzi cum sărbătorim cu Iisus? Pentru că dacă mă uit, sincer, din exterior așa puțin, nu neapărat din exterior, că sunt parte din biserică, dacă mă uit câteodată și la Peniel, pe mulți dintre voi vă cunosc din tabere, din conferințe și mai departe, chiar dacă uneori nici n-am vorbit foarte mult sau mai mult de un minut, noi nu trăim cu adevărat această sărbătoare. Există ceva, un blocaj acolo. Cum reușim? Că alta e să stai cu cineva la masă de vorbă și alta este când te rogi, parcă nu simți aceeași profunzime, aceeași bucurie. Și noi credem că atunci când ne merge bine, Dumnezeu este alături de noi și când trecem prin suferință, nu înțelegem că Dumnezeu este alături de noi în momentul respectiv. Sărbătoarea nu vine numai când se întâmplă ceva bun, când primim ceva pe gratis. Dimpotrivă, atunci când plătim pentru ceva, reușim să apreciem mai mult lucrul respectiv. Și Claudiu era în momentul respectiv, în care stătea luni, a avut luni și o perioadă lungă de timp în care nu putea să meargă. Și el acolo a înțeles că Dumnezeu este alături de el. În momentele alea dificile știa că Hristos este lângă el. Atunci a început călătoria lui spirituală. Și prin tratamentul pe care l-a primit, prin intervenția fratelui mai mare, a reușit să se cațere din nou. Mi s-a părut foarte interesant când am vorbit cu el, mi-a spus că reușeam să mă cațăr, dar nu reușeam să merg foarte bine. Pentru că la cățărat toată greutatea este în patru mâini, când la picioare, când în timpul mersului stă mai mult în două mâini. Și după ce a reușit să cațere din nou, și-a dat seama că trebuie să meargă și el la alții și să-i ajute să cațere. Și atunci a înființat o fundație care se numește Climb Again și el ajută copii cu disabilități să se cațere. Și niște oameni care sunt etichetați, marginalizați, care simt de multe ori că nu sunt buni de nimica, i-a ajutat să simtă că au o valoare, că au realizat ceva și să sărbătorească puțin realizările lor. Și vreau să vă arăt un clip scurt de două minute în care să vedeți puțin povestea lui Claudiu, dacă se poate, Florin. Și să ofer și eu puțin din cunoștințele mele, puțin din ce am învățat. Datorită acestui lucru, el s-a gândit să dea drumul unui proiect atât de nou și neobișnuit. M-am decis să încep proiectul Climb Again, destinat persoanelor cu dizabilități. Lucrurile astea se întâmplă de foarte mult timp în străinătate, dar la noi lumea e reticentă, sportul e cumva ținut doar pentru cei foarte pregătiți și cei ambițioși și cei foarte puternici din punct de vedere fizic. Știu că în România încă este o problemă, integrarea lor și că sunt probleme la școală. De multe ori nu sunt acceptați în clase cu copiii tipici și este foarte greu pentru ei și pentru părinți. Claudiu a vrut să schimbe lucrul ăsta și a vrut să arate lumii că nu este decât o prejudecată și că treaba asta se poate dărâma foarte ușor, se pot aduce oameni cu orice fel de probleme și orice fel de situații la cățărat. Proiectul Climb Again au venit la cățărat 65 de persoane cu dizabilități. Un lucru impresionant pentru mine a fost să văd că acești oameni fac aceleași lucruri pe care le facem și noi, chiar dacă noi avem tendința să-i considerăm diferiți. Și pot spune că acești oameni fac cu adevărat performanță. Acești oameni fac cu adevărat performanță. Pentru că au un frate mai mare lângă ei. Dacă ați văzut acolo în imagini, unii dintre copii sufereau de sindromul Down, unii copii care căutau așa cu mâna acele elemente de cățărat erau copii orbi, cu oameni din scaune cu rotile, oameni cu probleme de auz, reușesc să simtă că au valoare
și să aibă un motiv de bucurie. Pentru că au avut un frate mai mare. Pentru că Claudiu a avut un frate mai mare. Dacă ne uităm la pilda fiului risipitor, fiul risipitor nu a avut un frate mai mare. Nu a avut cineva care să meargă după el. Și ce vreau să vă spun prin chestia asta? Este că noi trebuie să fim frații mai mari. Și de ce nu a mers fratele mai mare ca să-l ajute, să-l caute pe fratele mai mic? E pentru că relația lui, motivul lui de sărbătoare era inexistent. El nu avea o dragoste autentică, nu avea o relație. El nu a stat la masă cu Iisus, nu a stat să sărbătorească cu El, să se bucure de aceleași lucruri și să aibă aceleași valori. Nicolae Steinhardt, când a fost internițat motiv politic în anii 50, scrie în jurnalul Fericirii: am intrat în celula 34 și nu mai țin minte exact, dar spunea, era o sală întunecată, închisă, lungă, îmbâxită, supraaglomerată, împărțeau paturile de ținuții. A fost chinuit acolo, au fost foarte multe lucruri groaznice care s-au întâmplat. Și după ce spune lucrurile astea, într-un paragraf spune, acolo am găsit fericirea. Vreau să vă spun că noi îl sărbătorim pe Iisus în toate circumstanțele vieții noastre. Noi vedem cu adevărat roadele noastre atunci când vin suferințele, vedem adevărat relația noastră cu Iisus și cum stăm la masă cu El și care este relația noastră cu El atunci când vin aceste încercări și totuși credința rămâne și totuși roadele rămân. Fiul risipitor nu a avut un frate mai mare, dar noi avem. Iisus Hristos nu a stat în cer nepăsător și să spună, uite, frații mei mai mici de acolo au venit, dar mie nu-mi pasă pentru că eu am făcut totul bine și eu trebuie să primesc moștenirea divină. Și nici nu a venit pe pământ, deși noi înțelegem greu lucrul ăsta, să scoată toată suferința din lume, ci El a mers alături de cei care sufereau și a suferit alături de ei. A fost în durerea lor, a fost în suferința lor. Și a murit lângă doi tâlhari pe cruce. Și dintr-un lucru greu s-a născut o chestie extraordinară, victoria cea mai mare din istorie. Dar știți, vorbind de sărbătoare, Iisus a fost tot de o sărbătoare crucificat. Era sărbătoarea Paștelui, da? Ei sărbătoreau ieșirea din robie a poporului Egipt. Când ei au fost oprimați, au fost chinuiți, Dumnezeu a mers acolo și i-a scos de acolo. Și aici Iisus merge în cadrul unei sărbători și își dă viața pentru noi. Merge în suferința oamenilor ca să ne dea un plec de bucurie. El este fratele nostru mai mare adevărat. Și atunci, ceea ce vreau eu să vă întreb este, dacă voi sunteți niște oameni care sărbătoriți cu Iisus, ce se schimbă în jurul vostru, în orașul vostru, în penitenciarele din orașurile voastre, cu dizabilități din orașe din jurul vostru, se schimbă cu adevărat? Pentru că, din punctul meu de vedere, așa vedem dacă o biserică cu adevărat sărbătorește duminica. Dacă vedem că lucrurile se schimbă. Eu citesc acum prin Biblie, pe lângă faptul că aud multe povești din ONG-uri, soția mea merge și voluntariază la niște centre pentru copii care sunt abandonați și bolnavi. Și când citesc în Biblie acum, citeam în Geneza săptămâna trecută și scrie acolo despre Ismael, că Dumnezeu a auzit, îi spune mamei lui, am auzit strigătul copilului tău și vreau să spun că el nu va muri. În Cain l-a murit pe Abel, spune că pământul urlă, se aude vocea pământului, sângele fratelui tău se aude din pământ, cum strigă către mine. Vechiul Testament e plin cu inima lui Dumnezeu pentru oameni săraci, pentru oameni, pentru văduve, pentru copii abandonați. Inima lui Dumnezeu plânge pentru lucrurile astea. Și vreau să vă spun chestiile astea pentru că sunt foarte impregnate în inima mea. Eu nu vreau, aș putea să vorbesc despre multe lucruri, pot să iau un text să-l analizez, mă descurc cât de cât. Dar vreau să vorbesc despre lucrurile care le simt cu adevărat pe inima mea și vreau să le văd schimbate. Pentru că dacă noi suntem biserica, dacă noi suntem frații mai mari, ar trebui să vedem schimbări în jurul nostru, schimbări majore. Și pentru mine, vreau să văd că noi trăim cu adevărat cu Iisus și sărbătorim și stăm alături de El. Dumnezeu este alături de noi în suferință. Și Dumnezeu este prilejul bucuriei noastre. El a venit să ne aducă sărbătoarea, așa cum a spus Ionuț. Numai că sărbătoarea, cum am spus, vine deseori într-un context nefavorabil. Lucrurile care merită cu adevărat sărbătorite sunt cele care rezistă testul suferinței.
și să-L sărbătorești pe Iisus înseamnă să fii la rândul tău un frate mai mare pentru cei pierduți. Și să te duci și tu să stai alături de ei în suferința respectivă și să te bucuri de ceea ce au. Să mergi cu un copil cu dizabilități și să te bucuri pentru singura reușită pe care o are în ziua respectivă sau așa mai departe. Dumnezeu este alături de noi în toate lucrurile, inclusiv în sărbătoare. Și Iisus este fratele nostru mai mare. Și în Țefania 3:17 spune: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va face în dragostea, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Dumnezeu nu mai poate de veselie pentru noi. Și Dumnezeu este alături de noi în momentele grele ca să ne bucurăm de ceea ce El ne-a adus nouă. Hai să ne ridicăm în picioare. Motivul mesajului din dimineața asta, nu doar a meu, ci și a lui Ionuț, a fost nu doar să vă umplem capul cu niște informații, ci să vă facem niște practicanți, niște oameni care să mergeți și să fiți o lumină pentru cei din jurul nostru. Dar asta nu o să vină într-un context în care voi stați lângă petrecere, pe coridor sau pe hol și sunteți supărați pentru ceea ce se întâmplă, pentru că Dumnezeu se bucură de alții. Trebuie să căutați în inimile voastre, așa cum și eu încerc să caut în inima mea, acele momente în care sunt mai degrabă fariseu decât un om răscumpărat. Și vă invit să ne rugăm, să ne plecăm capetele, să luăm câteva secunde în care să medităm la propriile noastre vieți, să ne dăm seama dacă suntem acei oameni răscumpărați cu care Iisus stă și se bucură și care sunt momentele în care mai degrabă suntem supărați pe Dumnezeu pentru ceea ce face El și pentru dragostea pe care El o dă necondiționat altora, pentru binecuvântările pe care alții le primesc și noi nu le primim. Și gândiți-vă care sunt frații voștri mai mici cu care vreți să mergeți să sărbătoriți așa cum Iisus sărbătorește cu noi. Hai să plecăm capetele, să luăm câteva secunde. Iisuse, Doamne, ne este greu uneori să stăm în liniște, Doamne, și să simțim prezența Ta. Pur și simplu să ne bucurăm de ceea ce Tu ești, fără să ne gândim la problemele noastre, ceea ce trebuie să facem. Ne este greu, Doamne, să sărbătorim în mod autentic, să ne bucurăm de Tine în liniște, Doamne, și în solidaritate. Doamne, dar ne rugăm astăzi ca Tu să fii prezent, Doamne, să Te faci simțit, Doamne, în mijlocul nostru și în inimile noastre, Doamne. Doamne, vrem să avem părtășie cu Tine, Doamne. Doamne, vrem să avem un timp personal cu Tine, Doamne. Doamne, și vrem ca acest lucru să fie, să se vadă în exterior, Doamne, să se vadă în afara noastră, Doamne. Doamne, Tu ești un Dumnezeu extraordinar, Doamne, și un frate mai mare, Doamne, care a venit la fiecare dintre noi și ne-a vorbit, Doamne, care ne-a găsit acolo unde eram, Doamne. Și știm, Doamne, că Tu mergi, Doamne, în toată lumea și peste tot, Doamne, la toți oamenii care au nevoie de Tine, Doamne. Și Tu nu-i judeci, și Tu nu-i cataloghezi, și Tu nu Te uiți la trecutul lor, Doamne, ci Tu Te uiți la potențialul lor, Doamne, și la ceea ce este în inima lor, Doamne. Și mă rog, Doamne, Tu să ne ajut să învățăm, Doamne, din timpul cu Tine, Doamne, stând alături de Tine, stând în liniște, stând în rugăciune, Doamne, să învățăm, Doamne, cine ești Tu cu adevărat și care este exemplul Tău, Doamne. Și să nu fim niște oameni triști, Doamne, care nu se duc să ducă bucuria altora, Doamne, ci să primim bucurie, Doamne, mergând la oameni care sunt în suferință, Doamne, văzând un simplu zâmbet pe buzele lor, Doamne. Doamne, așa să vedem schimbare în jurul nostru, Doamne. Nu cerem să vedem mai mult decât ai văzut Tu, Doamne, pentru că și Tu ai fost crucificat, Doamne, și într-un moment în care oamenii trebuiau să sărbătorească ceea ce Tu ai făcut pentru ei, Doamne, și scoaterea lor din robie și strigătele lor și eliberarea din acele strigăte, Doamne. Și în acele momente Tu ai murit pe cruce, Doamne, ajută-ne să înțelegem și să simțim, Doamne, să ne uităm la Tine, Doamne, ca un Dumnezeu empatic, Doamne, care stă cu oamenii acolo unde sunt ei, Doamne, care ne iubește necondiționat,
care suferă atunci când noi suferim și se bucură alături de noi atunci când noi ne bucurăm, Doamne. Și mi se pare incredibil cum Tu te bucuri, Doamne, și salți, Doamne, de bucurie în mijlocul nostru, Doamne, atunci când noi vedem că reușim să facem un pas important, Doamne. Și astăzi, Doamne, mă rog, Doamne, ca Tu să atingi, Doamne, viețile acestor tineri, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, prin cuvântul Tău, prin oamenii care sunt aici, Doamne, mă rog, Tu să-i ajuți, să-i atingi, Doamne, să aduci roade în inimile lor, Doamne, și ei să crească, Doamne, să te simtă, să te vadă, să se producă schimbare în viețile lor, Doamne. Mă rog ca Tu să lucrezi, Doamne. Mă rog ca Tu să-i aduci înapoi din lumea acolo unde au fost plecați și mă rog ca Tu să-i miști, Doamne, din poziția în care sunt, Doamne, și să nu stea în afara petrecerii, să nu stea la marginea petrecerii, să nu stea lângă sărbătoare, Doamne, ci să fie în mijlocul ei, Doamne, alături de Tine. Și în momente dificile sau de bucurie, ei să Te găsească pe Tine, Doamne, pentru că Tu ești pretutind, Doamne. Și știu că Tu ai spus că dacă noi nu credem asta de la Moise și de la proroci, nici dacă vine cineva înapoi din morți, nu o să credem asta. Așa că eu mă rog să ne atingi sufletele în această dimineață, Doamne. Mă rog să ne atingi sufletele și inimile și mințile, Doamne. Și să ne ajuți, Doamne, să fim niște frați mai mari pentru cei din jurul nostru, Doamne. Ca un lucru care vine din relație cu Tine, Doamne, nu ca un lucru care să ne facă pe noi mai frumoși, mai, să părem mai interesanți, Doamne. Mă rog Tu să ne ajuți să intrăm înăuntru la petrecere, Doamne. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos pentru tot ceea ce faci pentru noi. Să mai cântăm, aș vrea să te invit pe tine să răspunzi acestui mesaj. Ștefan vorbea de alții care sunt marginalizați, poate în suferință, și că noi ar trebui să fim acei frați mai mari care își întind mâna către ei. Și e bine să ne gândim la ei și poate ne da Dumnezeu chiar idei cum să o facem de îndată ce ne întoarcem acasă. Mai că poate că ești tu aici, între cei marginalizați, ridiculizați, nebăgați în seamă, poate chiar persecutați de părinți necredincioși care nu te înțeleg și cred că ai luat o razna. Poate că astăzi n-ai bucurie în inimă, chiar dacă Iisus poate aduce sărbătoarea și este motivul sărbătorii, tu nu simți aceasta. Sub masca pe care o porți, poate există multă suferință și știu că mulți tineri din România sunt extrem de supărați, să știți, triști, suferinți, cu gânduri de sinucidere. În această lungă experiență în lucru cu tinerii din România, am reușit să vă cunosc cât de cât pe voi și îmi dau seama de multe ori că sub această mască a fericirii și zâmbet, exuberanță, poate uneori chiar extremă, se ascunde multă durere. Nu te poți bucura cu adevărat cu surogate. Nu te poți bucura fără Iisus.
De aceea, astăzi, fiindcă este Iisus aici și fiindcă vrea să se aducă sărbătoarea în inima ta, ca apoi împreună cu noi și El și cerul întreg să sărbătorească, aș vrea să te invit pe tine să iei o hotărâre astăzi. Și numai dacă n-ai simțit bucuria mântuirii niciodată, fiindcă nu l-ai primit pe Hristos în viața ta, sau dacă ai simțit-o cândva de mult, dar acum nu mai simți și ai vrea să spui asemenea lui David: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, m-am depărtat de tine, am păcătuit și nu te mai simt, aș vrea să te simt astăzi. Poți să simți aceasta prin credință. Așa că acum aș vrea, dacă vreți să primiți rugăciunea din partea unor frați mai mari care nu vă resping, care vă iubesc, asemenea lui Hristos, fratele nostru mai mare. Suntem aici mai mulți frați, pastori, lucrători, echipa noastră de rugăciune care este gata să ofere rugăciune oricui vrea. Și că timp ce cântăm cântecul acesta, dacă ești tu acea persoană care vrea să-L primească pe Iisus ca Mântuitor, fiindcă n-a făcut niciodată și nu te poți bucura sub povara păcatelor care le porți, dar ai vrea să scapi de ele, să-ți mărturisești păcatul, să vii înaintea Lui, să primești pe Iisus ca Mântuitor, dacă ai vrea să primești bucurie, iertare de păcate și chiar vindecare fizică, Hristos se poate atinge acum de tine să-ți redea bucuria. De ce cântăm, vă invităm în față pe aceia care vreți să primiți rugăciune, iar voi invita după aceea frații predicatori, echipa de rugăciune și de consiliere să se roage cu voi. Să cântăm și vă aștept în față, îndrăzniți, îndrăzniți. O rugăciune făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Va mântui pe cel bolnav, va vindeca pe cel bolnav, fie că e vorba de boală fizică, fie că e vorba de boală spirituală, dar Iisus astăzi te vindecă mai întâi spiritual și apoi și fizic, și îți dă bucuria aceasta extraordinară care o poți simți astăzi în belșug. Să cântăm. Cel mai cumplit lucru este să trăiești fără bucurie. Felul acesta nu are niciun scop în viață. Știu că ți este greu probabil să faci pasul, dar poți să-l faci. Pentru că cel care te îndeamnă în această dimineață este mai tare decât Duhul Veacului, este mai puternic decât cel care te ține în această zi. Și am cântat în această dimineață: rupe orice lanț, și cred că poate să rupă lanțul singurătății tale. Tu, care poate stai ascuns după Facebook, după o identitate oarecare, așa că în timp ce cântăm, dacă vrei să vii aici în față, este ocazia ta. Nu pentru mine ieși aici, ci pentru tine. Iisus, ce bucurie tu mie, ești viu pe totdeauna. La bunii stau la picioare în adorare și mă închid. Doamne, nu mă despart. Doamne, desparte, nici plus, nici moarte, ești fiu pe totdeauna.
ești viața vieții, a dimineții, lucea fără sfânt. Iisus, ce bucurie îmi dai tu mie, ești fiul pe totdeauna rabunii, stau la picioare. Vreau să insist, poate vă este foame, am vrut doar să vă dau o șansă, indiferent de răspunsul vostru, pentru că nu ne încălzește de noi, pe noi absolut deloc, vine cineva sau nu, era o șansă pentru aceia care sunt sinceri. Spunea Ionuț că la sărbătoarea lui Hristos, farisei n-au venit, poate încă sunteți pe aici unii, care vă dați mai pocăiți decât sunteți. Îi spuneți, n-am nevoie de Iisus. De-aia nu veniți. Dar poate vă pocăiți până de seară. Așa că, dacă e cineva, ultima strigare, e șansa ta acum, o rugăciune și te lăsăm să pleci. E cineva? Vrea cineva o rugăciune specială să vină acum? Din nou, fetele sunt mai sincere ca băieții. Vă apreciez. Veniți la Iisus. Nu veniți la noi. Dacă ai nevoie de bucuria mântuirii, dacă ai nevoie de iertare de păcate, dacă ai nevoie de vindecare fizică, vină în față. Ne vom ruga. Domnul să vă binecuvinteze. Mai cântăm, invit și pe frații păstori, pe slujitori, echipa de rugăciune, ca și frații mai mari, vrem să ne rugăm, să vă binecuvântăm, să vă primim în familia lui Hristos cu multă bucurie. Cei care stați acolo în bănci, rugați-vă ca Domnul să spele, să ierte și să aducă bucuria asta din belșug. Și fie chiar de acum, de dimineață, Iisus să fie celebrat de către toți. De către toți. Poftiți, vă rog, poftiți. Cântăm și vă așteptăm. Frați păstori, veniți aici în față. Și haideți să ne rugăm pentru cei care vin aici la Hristos. Ca Domnul să îi binecuvinteze. Echipa de rugăciune, de consiliere, veniți și voi. Ne rugăm. Ne rugăm. Aleluia. Iisus e viu.
Tată drag, mulțumim că Tu ești ca și acel patriarh care leargă, un patriarh alergător și alergi spre ființă umană pe care atât de mult o iubești. Ce iubești așa de mult omul, Doamne? De ce-ți pasă de noi? De ce alergi spre noi, Doamne? Mulțumim pentru iubirea Ta. Iubirea Ta duce sărbătoare în noi. Sărbătorim această iubire. Sărbătorim pe cei care au luat decizii pentru Tine, pe cei care au venit la această îmbrățișare a Ta. Încredințăm în mâna Ta pe fiecare, încredințăm fiecare suflet, încredințăm fiecare cauză. Să mulțumim că alergarea Ta nu s-a terminat,
Continui să iubești omul cum nimeni nu iubește omul. Și ridici omul cum nimeni nu ridică omul. Vrem să rămânem în brațele tale, să ne schimbăm viața, să devenim cu altă inimă care știe să sărbătorească, să devenim cu altă inimă de oameni care își manifestă iubirea față de semeni în mod practic. Schimbă mentalitatea noastră, gândirea noastră de oameni care au fost iubiți de Tatăl Ceresc și în rândul lor iubesc. Binecuvântează-ne cu o nouă experiență a iubirii lui Dumnezeu și binecuvântează-ne cu o nouă experiență ca să iubim pe oameni, să ridicăm viața lor prin cuvântul Tău și prin fapta care vine din drag de Tine. Mulțumim, Iisuse! Hai să spunem împreună. La Calvar păcatul mi-e șters, la Calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. La Calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. Spune-mi încă o dată. La Calvar păcatul mi-e șters, la Calvar eu har primesc, la Calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. La Calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. La Calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. Slavă lui Iisus!